Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit astăzi la o nouă ediție a emisiunii Universitaria. Rămânem fideli telespectatorilor noștri, care fie sunt studenți în prezent ai Facultății de Psihologie, fie sunt viitori studenți ai facultăților noastre din Științele Socio-Umane. De data aceasta ne-am gândit să explorăm un domeniu încă nou al psihologiei umane, un domeniu pe care putem să-l considerăm un soi de zăcământ de bogăție a capacităților, a abilităților noastre umane, prin care putem să ne îmbogățim personal sau să ne îmbogățim societatea din care facem parte. Și în acest sens am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna lector universitar dr. Claudia Rusu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați ajuns astăzi alături de noi, pentru că am dori, dacă se poate, să ne vorbiți despre modul în care psihologia investighează rațiunea, fluxul ideilor, gândirea umană și mai ales în ce mod acest lucru ajută psihologul, ajută studentul la psihologie sau chiar psihologul în activitatea sa profesională să înțeleagă mai bine ființa umană și să o ajute. Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație. Pentru mine este o revenire la emisiunea Universitaria, la care tot am fost invitată. E adevărat, cu mai multe subiecte sau cu teme separate, cu teme diferite. A fost mereu o plăcere și un câștig pentru noi. Mulțumesc frumos! Astăzi, într-adevăr, o să vă prezint câteva lucruri despre acest domeniu al psihologiei cognitive. Este și disciplina pe care o predau în cadrul Facultății de Sociologie-Psihologie, specializarea psihologie, o disciplină care se adresează studenților anului 2, o disciplină de specialitate obligatorie. Desigur, la finalul semestrului, o disciplină de semestru, prin urmare, studenții având și un examen de susținut. În acest scop, și la un moment dat chiar o să spun câteva cuvinte, am elaborat pentru a veni în ajutorul lor și un suport de curs, un curs care să-i ajute să-și însușească, mă rog, o bază, să zic, din acest domeniu. Psihologia cognitivă, apropo de ceea ce m-ați întrebat puțin mai devreme, este un domeniu, aș spune, relativ nou în psihologie, în general vorbind, o ramură destul de tânără, nu chiar foarte tânără, dar este destul de tânără comparativ cu alte ramuri, gândindu-ne că ea a început să se constituie începând cu anii 60 în Statele Unite. Poate la un moment dat o să spun câteva cuvinte despre istoricul ei, dar ceea ce m-ați întrebat este foarte, foarte bine, o întrebare foarte bună. Până la urmă, la ce bun să mai studiem și psihologia cognitivă, poate se întreabă chiar unii dintre studenți sau telespectatorii noștri. Ne interesează acest domeniu, deoarece suntem definiți ca oameni, suntem ca ființe umane și ființe gânditoare. Ființe dotate, desigur, printre altele, dar ca o notă totuși definitorie, cu rațiune, cu gândire. Așa că în viața noastră, în ceea ce trăim până la urmă zi de zi, ne interesează foarte mult să aflăm lucruri despre procesele cognitive, despre cum anume gândirea, cum le mai spun studenților, ne poate transforma viața într-un rai sau într-un iad uneori. De ce? Pentru că cea o parte din curs se referă și la anumite aspecte disfuncționale ale gândirii noastre, nu numai la aspectele funcționale, și mie mi se pare foarte benefic să le știm și pe acestea. Așa încât spre finalul cursului, mă refer mai ales la prelegerile pe care le susțin, studenții beneficiază și de o prezentare a unor principii, cel puțin, sau unor noțiuni de bază din psihoterapia cognitivă, ca o pregătire, ca un preambul, poate pentru, eu știu, studii ulterioare, cum ar fi studii de masterat, pentru formări, și mă refer aici clar la studenții noștri de psihologie, formări în psihoterapia cognitivă sau cognitiv-comportamental. Prin urmare,
chiar dacă omul nu este numai gândire și nu-l putem, cum să spun, limita, privi simplist numai prin prisma gândirii lui, totuși modul în care gândim spune și pune amprenta pe întreaga noastră viață. Din ce în ce mai multe abordări, să zic, în interiorul psihologiei cognitive, încep să facă apel și pe mine mă bucură foarte mult lucrul ăsta, deschiderea asta. Sigur, nu este valabilă pentru toți reprezentanții psihologiei cognitive, dar și personal mă interesează o deschidere, dacă vreți, o întoarcere, dar pentru o revenire îmbunătățită la abordări, dacă vreți, antice și chiar dinainte de lumea antică, vis-a-vis de gândirea umană. De exemplu, în lumea orientală, Siddhartha Gautama, care mai cunoscut așa publicului, este sub numele de Buddha, spunea foarte frumos că suntem ceea ce gândim. De asemenea, în Antichitatea Greacă, în școala stoicilor, avem de asemenea autori care pun foarte mult accent pe gândire și pe cum anume ne putem construi viața sau, cum spuneam, uneori distruge viața, chiar sănătatea, printr-un mod defectuos de gândire. Pentru ca mai aproape de noi de data aceasta, informații foarte interesante vin din această schimbare de paradigmă, care eu sper cât de curând mai mulți dintre colegii mei să fie mai deschiși către noile curente, pentru că asta e o altă disciplină pe care o predau în cadrul facultății, teorii și paradigme contemporane în psihologie, să fie mai deschiși către informațiile care ne vin din domenii, am spune, aparent foarte diferite, adică fără, la prima vedere, fără un punct de contact cu psihologia, cum ar fi fizica. Și mă refer aici la fizica cuantică și la ceea ce, repet, ne vine acolo apropo de gândire, de ce este gândul, de organizarea gândirii, de cum ne putem construi scenarii perdante sau câștigătoare, de cum putem atrage anumite evenimente pozitive sau negative în viața noastră, etc. De asemenea, eu aș vrea să menționez un alt domeniu în care eu am găsit niște resurse extraordinare, pentru că asta este o tristețe, într-un fel, a mea, cu care o împărtășesc și cu colega mea astăzi, dar și cu dumneavoastră, și anume că suntem foarte deschiși către lumea ideatică, să zic, străină, din străinătate, preponderent orientală, în ultimii ani spre cea orientală, mă gândesc aici la psihologia transpersonală, de exemplu, dar nu știm unii dintre noi chiar nimic sau aproape nimic despre niște resurse pe care le avem în țara noastră. Pe de o parte, care vin din zona, să zicem, strictă a cercetării științifice din psihologia românească, dar aici mă refer la o zonă care, chiar dacă pe unii deranjează că ne duce spre zona religiei, mă refer aici la tot ceea ce ne propune și ceea ce ne oferă psihologia și respectiv psihoterapia ortodoxă. Eu am rămas, după atâtea studii de psihologie orientală, eu am rămas cutremurată și a trebuit să-mi plec capul în sensul ăsta onorific, că ceea ce avem noi aici, tradiția isihastă, lucruri de care aparte avem, într-adevăr și pentru că s-au menținut mai discrete și informațiile probabil au ajuns la cei care chiar au avut deschidere și interes, de asemenea ne conturează niște idei foarte importante. Hai să mă limitez deocamdată doar la cum anume trebuie privită gândirea, rațiunea, relația dintre gândire și emoții, etc. Eu cred că toate aceste idei, sigur, având puncte comune, fie că vin din lumea occidentală, fie din lumea românească, fie din lumea orientală, au puncte convergente, clar au și puncte divergente. Până la urmă însă, aici, sigur, n-aș privi-o neapărat ca o meteahnă personală, eu aș zice că este o preocupare personală, care vine din pregătirea mea nu numai de cadru didactic, dar și de practician, de psihoterapeut. Ca psihoterapeuți suntem confruntați cu problemele oamenilor la care noi
trebuie, asta e un trebuie, deci cognitiva nu agrează, trebuie, dar trebuie să venim cu niște răspunsuri, cu niște soluții ca să ajutăm om. Și atunci, câteodată suntem puși în situația să depășim formarea noastră sau preocupările, să zic, de bază sau formările de bază și să ne îndreptăm către, și către alte domenii și către alte preocupări de studiu. Da? Ori eu mi-asum ceea ce Stanislav Grof spunea foarte frumos într-o carte, cred, despre Revoluția Conștiinței, sper să nu încurc titlul. Este autor cu Erwin Laszlo și Peter Russell, doi autori foarte interesanți ai momentului, în care cred că trebuie să ne asumăm că fizicienii ne-au luat-o înainte, dându-ne niște informații și niște răspunsuri înaintea noastră a psihologilor. Eu zic că într-o atitudine smerită este ok să le mulțumim, să preluăm și să vedem cum adaptăm în domeniul nostru ideile care vin, cum spuneam, mai ales din acest domeniu al fizicii cuantice, dar și în această orientare, revitalizare, dacă vreți, a unei părți, bineînțeles, nu numai din lumea științifică, dar, aș spune, din omenire, o reîntoarcere către zona spirituală, către zona religioasă, către zona de suflet, etc., cu care iarăși în practica noastră ne confruntăm. Pentru că mulți dintre pacienții noștri, de multe ori, în spatele problemelor, să zicem, banale, curente, care și alea, sigur, sunt importante de rezolvat, vin de multe ori sau ascund de multe ori crize existențiale, crize de sens. Tocmai pentru că un anumit mod, ca să revin, să leg cu disciplina de care vorbim azi, tocmai pentru că anumite moduri de gândire și de simțire care au funcționat, aș spune, mai mult sau mai puțin bine, până în momentul acesta, nu mai sunt satisfăcătoare pentru noi, nu ne mai regăsim, ne pierdem, nu mai găsim, nu mai avem răspunsuri la celebrele întrebări, cine sunt, de ce sunt pe planeta aceasta, ce am de făcut în lumea aceasta, cu toate problemele ei și încercările la care suntem supuși, dacă vreți să spunem și așa, încotro mă îndrept, ce se întâmplă cu mine în această viață, după moarte, etc. Personal, dar discutând și cu alți colegi, oamenii vin și în ședințele noastre, întâlnirile noastre de terapie, ne pun aceste întrebări. Ori de multe ori, chiar dacă oamenii, desigur, nu sunt specialiști în cognitivă sau în alte teorii sau terapii, de multe ori, sigur, specialistul cognitivist vede această problemă care există la nivelul de pattern-uri defectuoase, moduri defectuoase de gândire. Este foarte interesant pentru că am plecat cumva de la ideea de bază, ce cunoaștem despre cogniție, faptul că undeva la sursă se află behaviorismul. Ei considerau mintea umană o cutie neagră. Exista un input informațional, stimul intern sau extern, și un output comportamental. Și iată, am ajuns astăzi, deși noi, România, am luat, destul de târziu am preluat din Statele Unite acest curent în psihologie și nu numai în psihologie, am luat psihologia cognitivă și am infiltrat-o deja în diferite domenii și mai ales pentru psihologi, pentru studenții la psihologie și la sociologie, este important domeniul pentru că îi ajută să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în societate, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în individ. Și cu atât mai mult pe partea de psihologie aplicată, pe partea de care vorbeați adineauri, în psihoterapie, unde, indiferent de formarea psihoterapeutului, există această sursă de informație și de strategie terapeutică pentru pacienții noștri, care vorbește despre cum prelucrăm informațiile. Și este un lucru important pentru că, din câte cunosc, se poate lucra direct cu informația pe care o avem, cu modul în care prelucrăm, să devenim din ce în ce mai conștienți de cum prelucrăm informațiile și să ne ajutăm să transformăm într-un sens în care să ne simțim mai armonioși și mai bine integrați. Acestea sunt informații foarte utile
pentru studentul la psihologie și pentru profesionistul care va deveni. Vă mulțumim foarte mult pentru modul atât de armonios și cald în care ne-ați dat aceste informații. Vă mulțumim pentru prezență și cu siguranță vom încerca să mai beneficiem de prezența noastră la ediții ulterioare ale emisiunii Universitaria. Iar pentru telespectatorii noștri, cărora le mulțumim că au fost alături de noi, sperăm ca de acum înainte să aibă un pic mai multă încredere în abilitățile lor intelectuale, în mintea și în comportamentul pe care l-au și să se ghideze din ce în ce mai bine în viața pe care o au în continuare. Mult succes! La revedere!